Avem de ieri normele de aplicare ale ordonanței privind amânarea ratelor la credite. Pentru multe firme, tendința este să rămână cu cash-ul și să amâne plata acestor rate. Este asta un lucru bun? Astăzi vom discuta cu domnul Cristian Rapcencu, lector la ASEI și antreprenor în domeniul contabilității și auditului. Domnule Rapcencu, ați văzut normele de ieri, presupun, le-ați și citit, dar înainte de asta trebuie să discutăm despre acel certificat de situații de urgență, pentru că practic este nevoie de el ca să putem să, ca firmele să poată să-și amâne ratele la credite. Bună ziua tuturor! Domnul. Într-adevăr, ieri, 6 aprilie, au apărut și normele de aplicare pentru Ordonanța 37, ordonanța aceasta prin care s-a instituit facilitatea de amânare la plata ratelor și când discutăm de rate, discutăm și de capitalul propriu-zis, discutăm și de dobânzi și de comisioanele aferente creditelor. Ordonanța a apărut în 30 martie și la o săptămână distanță, luni 6 aprilie, a apărut și HG 270, normele de aplicare. Și, într-adevăr, această măsură, să zicem, se aplică tuturor debitorilor, tuturor persoanelor care au împrumuturi, persoane fizice, PFA-uri, întreprinderi individuale, profesii liberale, avocați, notari, medici, consultanți, auditori, etc., și persoanelor juridice și societăților comerciale. Și, într-adevăr, în norme se vine cu o detaliere care ar fi documentele, să spunem, necesare în vederea obținerii acestei amânări la plată, iar în cazul persoanelor juridice scrie foarte clar acolo în norme că trebuie neapărat să dețină certificatul pentru situații de urgență, ori formularul tip albastru, cum se cheamă el, ori formularul tip galben, în funcție de cazul în care se află fiecare entitate. Dacă a fost nevoită o firmă să-și întrerupă activitatea temporar ca urmare a unei decizii a autorităților statului, cum știm că sunt restaurante, baruri, frizerii, săli de fitness, magazinele din mall-uri, etc., acestea ar putea solicita certificatul, ar trebui, nu că ar putea, ar trebui să solicite certificatul albastru pentru întreruperea activității. Cei care consideră că li s-a scăzut volumul încasărilor sau al veniturilor cu cel puțin 25% față de media lunilor ianuarie-februarie, au opțiunea să solicite certificatul pentru situații de urgență, formatul galben. O întrebare legată de cel galben. Spune acolo încasărilor sau veniturilor. La Da. încasări știm despre ce este vorba, dar la venituri ce sunt incluse? Sunt incluse facturările? Ce intră exact? Da, când discutăm de venituri, discutăm implicit aici de cifra de afaceri a unei societăți. Asta înseamnă venituri din vânzarea de bunuri, din prestarea de servicii, în funcție de obiectul de activitate al fiecărei societăți. Și tot așa, inclusiv de ieri, 6 aprilie, este funcțională și platforma de pe care se poate obține acest certificat pentru situații de urgență, prevenire.gov.ro. Se intră acolo și se completează o serie de acte. Trebuie neapărat, în final, documentele respective semnate cu semnătură electronică, chiar dacă administratorul firmei nu deține, ar trebui să se îndrepte, nu știu, către contabil sau o altă persoană care are deja acest certificat digital. Se depune documentația și chiar ieri erau cazuri unde depuneai și la o jumătate, o oră distanță, acel certificat este emis. Și atunci, în baza certificatului respectiv, te poți adresa la o instituție de credit sau la o firmă de leasing, pentru că în ordonanța aceasta cu amânarea ratelor, creditor înseamnă ori băncile, ori firmele de leasing. O să încerc și limbajul să-l păstrăm la un nivel Da, așa da. cât mai apropiat pentru toată lumea, nu neapărat să fie doar pentru economiști și doar pentru consultanți fiscali. Instituții de credit, mai pe românește înseamnă bănci, și instituții financiare nebancare înseamnă, să spunem, firmele de Firme de leasing. leasing, da. Și atunci, dacă sunt persoană juridică și vreau să beneficiez de amânarea aceasta la plata ratelor, etc., ar trebui neapărat să dețin acest certificat pentru situații de urgență, ori albastru, ori galben, și să nu mi se fi deschis procedura de intrare în insolvență, să nu fiu în insolvență. Astea sunt cele două criterii majore. Pe lângă asta, practic, trebuie să se adreseze antreprenorul, în cazul de față, instituției bancare, cu o cerere, presupun, nu? Trebuie să facă o cerere în format probabil electronic, prin e-mail și să primească de la bancă. A, și ordonanța și normele prevăd faptul că, în cazul de față, deci ne referim acum la persoane juridice, dar cam ce voi spune în continuare e valabil și în cazul celorlalte persoane și fizice și PFA-uri, etc. Trebuie neapărat debitorul, cel care are acest credit, trebuie să facă o cerere. Nu există în norme un model anume, probabil fiecare bancă va adopta un model propriu sau fiecare
persoană în sine își va scrie acest document și neapărat cererea aceasta trebuie făcută, spune ordonanța, în 45 de zile de la intrarea ei în vigoare. Ordonanța a fost publicată în 30 martie în Monitorul Oficial. O ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării ei, dacă nu se prevede un alt termen în conținut. Și asta înseamnă undeva până în data de 14 mai. Deci toată lumea, că discutăm încă o dată de persoane fizice sau juridice, dacă ar dori să beneficieze de această amânare la plată, să spunem, ar trebui să depună cererea neapărat până în data de 14 mai. Degeaba se vor trezi, între ghilimele, în iunie, în august. Vreau și eu să beneficiez de această facilitate pentru că va fi prea târziu, neapărat în astea 45 de zile. Se depune o cerere, apoi instituția de credit urmează să analizeze dacă într-adevăr ai îndeplinit condițiile de bază, mi-ai depus și certificatul pentru situații de urgență, mi l-ai pus la dispoziție, se verifică pe site-ul Registrului Comerțului, scrie acolo dacă firma este în insolvență sau nu, și apoi se trece la etapa următoare. Creditul respectiv are cumva restanțe, a ajuns ori la maturitate, adică a ajuns deja la scadență, la data intrării ordonanței în vigoare, sau a fost declarat scadent anticipat. Ce înseamnă asta? În contractele de credit fiecare bancă poate introduce o clauză și dacă debitorul nu achită ratele o perioadă de timp, 30, 60, 90 de zile, creditul e declarat scadent anticipat, adică întreg capitalul, întregul credit trebuie rambursat și acel contribuabil poate fi inclusiv executat silit. Deci sunt și o serie de astfel de condiții care trebuie îndeplinite și apoi, dacă se respectă toate aceste criterii, persoana beneficiază de amânarea la plata ratelor și, așa cum scrie și în ordonanță, perioada minimă pentru care se poate solicita este o lună, perioada maximă este de 9 luni, dar să nu depășească data de 31 decembrie acestui an. Deci depinde când fac cererea, dacă o fac foarte aproape de termenul limită, undeva spre 14 mai, deja până la sfârșitul anului nu mai sunt 9 luni întregi și pot beneficia doar de 7-8 luni câte mai rămân. Există o perioadă de rambursare a ratelor de dobândă, fix la dobândă? Mă refer că vorbim doar despre persoanele juridice acum. La persoanele juridice, de asta este acolo în ordonanță, este articolul 4 care vine și separă un pic, sunt două situații majore și apoi și norme sunt tratate separat, dar să ne referim deocamdată strict la persoanele juridice. Ce se întâmplă? Pe perioada asta, să zicem că eu sunt o firmă și solicit în 7 aprilie solicit amânarea asta la plata ratelor pe o perioadă de 6 luni. Nu vreau neapărat pe 9 luni, merg pe ideea de 6 luni. Banca mi-a aprobat această solicitare a mea, dobânda se calculează în continuare pe această perioadă de 6 luni, numai că nu trebuie plătită, nu este scadentă. Problema într-un fel care este? Bine, aici a fost o luptă și din partea băncilor să-și apere interesele și tot. Dobânda se cumulează toată această perioadă de 6 luni, iar în momentul în care expiră termenul acesta acordat de către bancă, dobânda se zice se capitalizează. Ce înseamnă asta? Dacă să luăm, nu știu, un exemplu așa cât de cât. Dacă eu am un credit de 100.000 de lei, să spunem, și am o dobândă stabilită în contract în funcție de robor, roborul perioada asta e undeva la 2,64-66, depinde exact dacă e la 6 luni, la 3 luni, la 12 luni, să zicem 2,6 să rotunjim. Și atunci dacă am un credit de 100.000, dobânda e 2,6% pe an, înseamnă că într-un an de zile, dobânda ar fi, aferent acestui credit, ar fi de 2600 de lei, 2,6 la suma asta de 100.000. Dar eu cer amânarea ratelor doar pentru o perioadă de 6 luni. Și atunci, cum ar veni, dobânda ar fi undeva la jumătate 1300 de lei. E, când trec cele 6 luni, acea dobândă de 1300 de lei apoi se capitalizează, se adaugă la împrumutul acela de 100.000, și practic, începând cu luna următoare, după ce au trecut cele 6 luni, voi plăti dobândă la dobândă, adică în momentul în care se va calcula dobânda, se va calcula la noul capital, capitalul nu mai este 100.000, include și acei 1300 de lei practic pe perioada rămasă din împrumut, aici sunt două variante, ori și creditul în sine se prelungește cu perioada de 6 luni, care era scadența creditului? În mai 2025, uite, ai cerut acum 6 luni amânare la plată, nu o să mai fie scadent în mai 2025, o să fie în noiembrie, adică încă 6 luni încolo. Sau se poate negocia o restructurare a creditului între debitor și creditor, între cel care s-a împrumutat și bancă,
și termenul să rămână cel inițial. Uite, domnule, nu mai vreau să prelungesc creditul cu 6 luni, vreau să plătesc la termenul inițial și în felul ăsta capitalul plătit va fi mai mare, etc. Deci, astea ar fi o parte, să zicem, cea mai urâtă a acestei ordonanțe, faptul că în cazul tuturor persoanelor, inclusiv PFA-uri, inclusiv firme, mai puțin persoanele fizice care au credite ipotecare, deci cu excepția acestor persoane, în cazul celorlalți, dobânda se capitalizează, se adaugă la împrumutul rămas în sold, da, la data la care am cerut această amânare și, practic, pe perioada rămasă eu voi plăti dobândă la dobândă. Altă variantă văd că n-au găsit guvernanții noștri, că e bună, că era măcar o perioadă de timp, să zicem că răsuflu și am resursele necesare să-mi plătesc salariații, să-mi plătesc furnizori, etc. De-aia v-am zis, varianta ideală nu este, dar atât s-a putut din partea lor. Dar sunt curios, merită să apeleze o firmă la această facilitate? De exemplu, o firmă care are momentan cash, ar trebui să apeleze la facilitatea asta? Dacă o firmă are disponibilitățile necesare... În momentul de față, nu, în cazul ăsta nu, pentru că implicit costurile vor crește pe perioada rămasă, pentru că v-am zis, eu în mod normal știu că mai am o sumă de dat băncii, să zicem 100.000, iar apoi în urma acestei facilități, suma, capitalul, cum se spune, crește cu tot cu dobânda aceea care se adaugă și practic costurile mele pe perioada rămasă vor crește, dar toate firmele, toate persoanele, în general trebuie să facă analiza asta, v-am zis, destul de repede, pentru că cererea trebuie depusă până în data de 14 mai. Degeaba, eu pot să am disponibilități acum, v-am zis, și peste 2-3 luni îmi dau seama că activitatea mi-a scăzut, aș vrea și eu să beneficiez de această măsură, dar va fi prea târziu. Deci fiecare trebuie să-și facă o analiză, o previziune a cash flow-ului, a disponibilităților și în o lună și cât mai avem și o săptămână să ia fiecare decizie dacă e nevoie sau nu să apeleze la această măsură. Pentru că asta trebuie să înțelegem cu toții, este o amânare la plată a ratelor, a dobânzilor, a comisioanelor, nu o suspendare, nu șterge nimeni cu buretele pe perioada asta de maxim 9 luni, cât zice în ordonanța acele rate, ci pur și simplu se amână la plată. Da? Cam cui ați recomanda să apeleze, mă refer ca antreprenor? Există o anumită categorie, gen, nu știu, cei care au neapărat nevoie și vor momentan să le sufle ușurați o perioadă de până la 9 luni și să spere că pot să-și revină activitatea după aceea și vor reuși după aia să plătească toate dobânzile și comisioanele și ce mai au ratele, că cum se... Da, nu pot să generalizez pe obiecte de activitate. Uite, voi, toate restaurantele din România, mergeți la băncile unde aveți credite sau unde aveți mașini luate în leasing și obțineți această amânare, pentru că e singura soluție care vă salvează. Un astfel de sfat nu poate fi dat, de-aia zic, trebuie analizată fiecare entitate în parte, dar așa cum ar fi logic oarecum, cei care au fost nevoiți să-și întrerupă activitatea în această perioadă, v-am zis restaurante, etc., citeam ieri tot așa, inclusiv pe site-ul noastră, nu vreau să dau nume, despre un lanț, să zicem, de librării destul de cunoscut și extins în țară, care are de plătit chirii, are de plătit rate la bănci, are de plătit și ca urmare a închiderii mall-urilor și a situației prin care trecem, este foarte aproape de a intra în faliment sau e foarte aproape de cuțitul, să zicem, i-a ajuns la os și atunci, dacă sunt într-o astfel de măsură, într-o astfel de situație unde activitatea efectiv mi-a fost întreruptă, dar eu am credite în continuare de plătit către bănci, da, o soluție viabilă ar fi măcar până la sfârșitul anului să știu că obțin această amânare, chiar dacă ulterior voi plăti un pic mai mult, pentru că, v-am zis, plătesc acea dobândă la dobânda care s-a acumulat, dar măcar beneficiez de perioada asta de respiro și pot, o perioadă de câteva luni, să-mi redresez activitatea. Poate situația asta prin care trecem va înceta peste 2-3 luni, să spunem, ușor-ușor motoarele economiei vor reporni și până la sfârșitul anului să zicem că încep din nou să încasez, să am venituri, să am bani și atunci faptul că mai plătesc în plus un pic către o bancă, să zicem, n-ar fi necazul cel mai mare, spre deosebire de situația în care efectiv activitatea mi-e întreruptă acum și banca vine și îmi execută silit, am bunuri puse ca garanție, etc. Și atunci, da, în cazul ăsta trebuie să apelez la această măsură că n-am încotro. Dar fiecare entitate trebuie să analizeze
dacă măsura e potrivită sau nu, să analizeze contractul de credit, ce clauze există, care e rata dobânzii stabilită prin contract, pentru că și în norme scrie foarte clar, după ce trece această perioadă pe care ai solicitat-o între o lună și 9 luni, rata dobânzii rămâne cea stabilită din contractul dintre părți. Banca nu are dreptul să vină să-ți majoreze nivelul procentual al ratei, etc. Deci fiecare, pe scurt, asta, fiecare să-și ia decizia proprie, nu pot să stabilez, uite, obiectul ăsta de activitate, voi apelați, voi ceilalți stați deoparte. Totuși recomandați o perioadă de 9 luni ca să fie totuși mai siguri, că nu știu încă cum își va reveni economia și cât de repede își va reveni? Scuze, puteți repeta prima parte? Da, da, da. Recomandați o perioadă perioada maximă, cea de 9 luni sau și mai puțin? Pentru că mă gândesc că încă nu se știe când își va putea reveni economia la un nivel cât de cât sustenabil pentru firma respectivă, oricare ar fi ea și care a fost afectată direct sau poate indirect. Da, o perioadă maximă, nu știu dacă aș putea recomanda, dar o perioadă minimă aș recomanda totuși de 3-4 luni. Adică nu are rost să solicit această amânare pentru 2 luni, pentru o lună, pentru că oricum știm foarte bine starea de urgență, cum a anunțat și președintele țării, va fi oricum prelungită și situația aceasta, așa cum spun și specialiștii din domeniu, nu va trece totuși atât de ușor și atunci cine ar solicita, ar putea solicita de la 4 luni încolo. Da, undeva aș merge până la urmă pe maxim faptul că cer pe 6 luni sau pe 9 luni. Poate acum nu mi se pare o diferență prea mare ca perioadă, dar totuși 3 luni după ce situația asta va trece și așa, și economia, să zicem, să sperăm cu toții că va reporni, ar însemna destul de mult. Deci aș merge undeva pe maximul permis de lege. Da. Dacă ar fi să fie afacerea mea. Da, am înțeles. Nu e foarte important asta. Pentru că sunteți și antreprenori și eu gândiți în mod direct dacă ați fost afectați. Da. Dar acum e o întrebare care mereu circulă. La această facilitate există câștigători și pierzători? Adică este mai câștigată banca sau clientul? Păi este un fel de win-win, adică ambele părți, să zicem, într-un fel au de câștigat. Debitorul, persoana care s-a împrumutat prin faptul că oricum n-ar dispune de lichidități și atunci nu mai riscă să fie executată, silit sau să intre în incapacitate de plată. Banca apoi va avea și ea de câștigat pe viitor, nu pe termen scurt acum, dar apoi pe viitor, prin acea dobândă calculată la dobândă, etc. și prin prelungirea contractului de credit va avea de câștigat. De asta zic, este o situație nu este o situație ideală probabil pentru nimeni, dar e o situație de compromis, să spunem, prin care și mediul de afaceri ar putea beneficia într-un mod mai redus. Eu cred că până la urmă din toată afacerea asta, între ghilimele, tot băncile au de câștigat pe termen lung, dar pe termen scurt au și antreprenorii, pentru că, v-am zis, nu apelează cineva care are oricum bani. Am conturile pline de bani, hai să cer și eu amânarea la plata ratelor. De ce ai face asta? Ca apoi să plătești mai mult în viitor? Tot ce ai aflat la nevoie ar trebui să aplice. Dumneavoastră ați văzut facilitatea asta altfel decât a fost făcută de guvern? În orice altă, îmi închipui și acolo cum au decurs negocierile între toți cei implicați și patronate și din partea BNR și a băncilor, etc. În orice altă situație ar fi însemnat una din părți să iasă mult în inferioritate față de cealaltă, de am zis că s-a găsit o cale de compromis. Da, pentru mediul de afaceri, ideal ar fi fost să se aplice aceeași măsură ca în cazul persoanelor fizice care au credite ipotecare, și anume, ok, hai să zicem, se calculează dobândă pe perioada asta, dar să nu se capitalizeze, să nu se adauge la împrumut, ci să fie o creanță separată care apoi trebuie plătită pe o perioadă de timp. Varianta și mai ideală, dar până la urmă, într-un fel, nu se poate, trebuie să înțelegem și partea adversă. Varianta ideală era să nu se datoreze dobânzi pe această perioadă, efectiv să se suspende calculul dobânzilor și al comisioanelor, dar vă dați seama că nu s-ar fi acceptat din partea instituțiilor de credit. Deci au fost negocieri, au fost discuții aprinse, strânse, etc. Și asta e varianta care a ieșit. Nu este ideală, dar, v-am zis, e o chestie de compromis și trebuie să o aplicăm. Dacă a fost publicată în Monitorul Oficial, orice lege trebuie aplicată, degeaba o bârfim între ghilimele. Asta e varianta la care s-a ajuns. Da.
Sunt curios că, de exemplu, s-au adoptat în guvern și normele de aplicare la liniile acelea de credit pentru cu dobândă subvenționată pentru IMM-uri. Schema care a fost publicată deja în Monitor Oficial zilele trecute. Sâmbătă, da, a apăruse ordonanța 42, dacă nu mă înșel. Așa, până nu apare... Da. Vreau să vă întreb cum vi se pare la cum vedeți schema, doar ca schemă. Nu discutăm de normele de aplicare pentru că încă nu s-au publicat, dar ca schemă în sine. Da, eu, să zicem, este o măsură bună. N-am analizat-o foarte în detaliu pentru că am vrut să aștept și normele. De fiecare dată încerc să încheg așa cadrul legal cu normele. Am citit oarecum pe diagonală cea ordonanță apărută sâmbătă, de asta n-aș vrea să mă pronunț nici prea mult, dar în mare așa din ce am parcurs, este ok, este o măsură bună cât de cât se vine în sprijinul IMM-urilor, întreprinderilor mici și mijlocii, dar aș vrea să analizez și normele și apoi să pot exprima. În funcție de norme o să ne dăm seama cam câte firme vor putea de fapt beneficia de... Exact, pentru că sunt multe situații de-a lungul istoriei, să spunem, au fost multe cazuri când într-o ordonanță sau într-o lege se dădea o serie de măsuri, iar apoi prin norme se venea cu o serie de criterii și de condiții încât, ca și cum cerneai făină cu un ciur și îți dădeai seama că din foarte multe societăți, ușor, ușor, aplicând toate cele restricții, rămâneau doar o parte din ele care ar putea aplica. Și de asta aș vrea să le văd proiectul, ok, este proiect, dar să vedem și forma finală, poate azi apare în Monitor Oficial sau cine știe că ieri a fost ședința de guvern, să vedem când vor fi publicate. Vreau să vă întreb puțin despre altceva. În momentul de față, Ministerul de Finanțe are probleme cu finanțarea deficitului, că vorbim și toate aceste măsuri, mai puțin cea cu, deși și acolo intră un picuț cu amânarea ratelor la credite, dar și mai multe măsuri ar costa mult mai mult statul. Cam asta este ce putem în momentul de față și înțelegem că nu prea se poate finanța statul. Nu, mi-e teamă, nu știu dacă vă este și dumneavoastră teamă, că după ce trece criza asta să fim cumva în spatele multor altor țări din punct de vedere al productivității și al, cum să spunem, al competitivității. Vă temeți de chestia asta? Da, mă tem. Situația asta a intervenit într-un moment total nepotrivit, dar vă dați seama că noi suntem prea mici ca să putem controla acest fenomen. Economia României, să zicem, tocmai se stabilizase de o perioadă de timp, mergea bine, aveam creștere economică și ca urmare a tuturor acestor măsuri care au trebuit să fie adoptate, într-adevăr, deficitul bugetar va fi foarte mare în acest an. Statul a declarat că va încerca o serie de indemnizații, de ajutoare, cum ar fi cel de la șomaj tehnic sau în alte situații, să le obțină din fonduri nerambursabile de la nivelul Uniunii Europene, dar economia clar va avea de suferit. Pe ce perioadă? Unii estimează, tot așa un fel de criză destul de lungă, alții specialiști, din ce am mai discutat și eu, merg pe ideea de că nu este într-adevăr o criză economică pură, ca urmare, nu știu, a prăbușirii burselor sau altceva și faptul că economia totuși, unii sunt optimiști în direcția asta și economia va porni mai repede față de o criză normală, dar clar și statul, dacă au mai și dat acele măsuri, uite, pe perioada asta stării de urgență, puteți să nu vă plătiți taxele către stat, nu vi se calculează dobânzi și penalități. Și, într-adevăr, s-ar putea să existe probleme pe parte de încasări, inclusiv a apărut și ideea ca bugetarii să poată intra la un moment dat și ei în șomaj tehnic, depinde de următoarele luni cum vor decurge. Va fi o perioadă grea pentru toată lumea, pentru toate entitățile din toate mediile, dar cu optimism, cu încredere, să sperăm că vom trece cu toții foarte bine. Sunt, fiind partener și într-o firmă de contabilitate, pot să văd așa și în mediul de afaceri problemele care există și sunt într-adevăr foarte multe societăți care și-au trimis efectiv toți angajați în șomaj tehnic, care au dificultăți, unele care au închis cu totul și au zis gata, mă las de afaceri, nu știu, mă duc să mă angajez din nou. E o situație grea pentru unii. Dar bonificațiile alea înțeleg că nu prea ajută firmele să,
să fie interesate să dea bani către bugetul de stat în perioada asta. Poate ar fi trebuit să facă bonificațiile gen pe salarii, pe... Păi asta, bonificațiile, în mod normal, ar fi fost frumos să fie date pe tot ce înseamnă obligații fiscale și TVA și taxe salariale și impozitul pe dividende, orice tax, orice impozit care se datorează către bugetul central, ok, și poate și pentru bugetele locale nu ar fi stricat. Acolo există acea bonificație care poate fi dată de consiliile locale dacă se achită până la 30 iunie în loc de 31 martie, cum era inițial, dar ei au dat ordonanța acea 33 ca număr, ordonanța 33, prin care această bonificație s-a dat doar la impozitul pe profit pe primul trimestru și impozitul pe venitul micro-întreprinderilor, adică o cotă foarte mică, așa ca procent din tot ce înseamnă impozite și taxe. Dacă ar fi gândit mecanismul pe întreg sistemul de taxe și obligații fiscale, poate ar fi fost mult mai ok și pentru mediul de afaceri. Într-adevăr, când am notificat clienții cu privire la această ordonanță, uite, dacă vă plătiți până în 25 aprilie impozitul pe venit sau pe profit, plătiți cu 10% mai puțin. Imediat au fost receptivi și au zis, da, clar, îl plătim. Și au zis, dar la celelalte s-a adăugat, la salarii, la bonificație, nu, doar la impozitul pe profit. Păi alea deocamdată nu le plătim, că nu, și într-adevăr, na, nu că nu vor, nu poți să zici că cineva se scaldă în bani în perioada asta, dar cu toții probabil au dificultăți și atunci au decis pe celelalte să nu le plătească, dar dacă ar fi existat o bonificație de 10%, poate ar fi venit cu resurse proprii, cu ceva, ar fi creditat firma să achite. Deci se putea gândi un pic mai bine acea măsură, dar probabil când se face analiza asta și la buget, nu, v-am zis, e ușor de multe ori să vorbim, fiind doar de o parte sau de alta, nu că iau apărarea guvernului acum sau invers, dar probabil s-au făcut niște analize și orice sume diminuate ar fi dăunat apoi foarte mult bugetului de stat. Da? Dar pentru mediul de afaceri, clar, era bine ca aceste bonificații să se aplice la tot ce înseamnă obligații, nu doar la impozitul pe profit sau pe micro. Oricum ar fi ajutat și statul, oricum, pentru că practic se ducea mult să plătească mai multă lume. Acum dacă li s-a zis că poate să nu plătească, să stea liniștit, normal că nu se mai duc să mai plătească nici banii ăia. Cred că totuși trebuia să o gândească invers. Exact. Și cred că ușor, ușor își vor da seama de ce au adoptat ei, de fapt, prin acea ordonanță 29, când au zis, puteți să nu plătiți. Și nu numai pe perioada stării de urgență, și încă 30 de zile după ce expiră starea de urgență, că ăsta e termenul, puteți să nu plătiți, că noi nu calculăm dobânzi, penalități, nu vă mai executăm silit, nu mai... Și atunci, da, pot fi o serie de societăți care merg pe ideea, băi, mai bine îmi țin banii pentru chirii, pentru salariații pe care încă îi mai am, pentru una, pentru alta, decât să plătesc la stat. Dar și aici cu toți ar trebui să fim atenți, că asta este o amânare la plată, ok, vezi că nu ți se aplică dobânzi și penalități pe această perioadă, dar când va trece situația asta și mai trec și 30 de zile, da, după starea de urgență, tu vei avea de plătit taxele și aferente lunii martie și aprilie și mai, cine știe câte luni se vor strânge și ele vor deveni scadente. Deci trebuie să facem analiza fiecare și să nu le lăsăm pe ultima sută, apoi cine știe, a mai optat și pentru creditele bancare pe câteva luni și când vor veni toate ratele odată și toate taxele, s-ar putea, când toată lumea se trezește, să zicem, și economia repornește, s-ar putea eu să o iau în jos pentru că s-au strâns prea multe datorii. Deci fiecare în perioada asta trebuie să analizeze foarte bine furnizorii, clienții, care sunt scadențele de plată și colo sau scadența pentru încasarea creanțelor, etc. Și o discuție foarte bună cu consultantul firmei, cu contabilul firmei, nu strică, pentru că sunt mulți oameni de afaceri care nu au studiile necesare. Pot fi, de exemplu, avem clienți firme de arhitectură sau medici sau alte profesii care, na, fiecare se pricepe în domeniul lui și atunci trebuie neapărat fiecare să discute perioada asta cu contabilul pe care îl are, consultantul fiscal și să tragă niște concluzii în funcție de ce este în fiecare firmă. Am zis, nu putem trage concluzii generale, ci trebuie privit de la caz la caz. Sunt și societăți care în perioada asta au de câștigat anumite domenii de activitate, dar marea parte, majoritatea, clar trecem printr-o perioadă mai urâtă. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Cristian Rapcencu, și sper să ne mai auzim și în viitor la un alt interviu. Cu drag, cu plăcere!